Bună dimineața, dragii mei studenți! Bună dimineața tuturor celor care nu urmăresc la această oră! Mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta un curs la disciplina management general și voi aborda astăzi problema deciziilor manageriale. Noi am vorbit în cursurile anterioare despre evoluția managementului, de la apariția managementului și până astăzi. Am vorbit despre funcțiile managementului, le-am enumerat și am vorbit despre fiecare dintre ele. Iar data trecută la curs am abordat problema sistemului informațional în alt nivel de organizație. Și în strânsă legătură cu aceste probleme pe care noi deja le-am abordat, se află și problema deciziilor manageriale. De ce este important să vorbim despre deciziile manageriale? Pentru că, așa cum eu v-am mai spus de fapt și la alte cursuri, punctul central al activității de management îl reprezintă decizia. De ce? Pentru că decizia se află în toate funcțiile managementului și o întâlnim la toate nivelele ierarhice ale structurii organizatorice. Avem prezentate aici câteva definiții ale deciziei și vom începe prin a vă spune că decizia nu este altceva decât un rezultat al unui proces de gândire care este precedată de o informare și o analiză temeinică a tuturor datelor problemei, a elementelor de influențe, având în vedere condițiile concrete în care își desfășoară activitatea fiecare firmă în parte. Deci iată că de aici rezultă că decizia este, de fapt, un proces de gândire, dar acest proces de gândire la rândul lui trebuie să se bazeze pe analiză, trebuie să se bazeze pe informare, astfel încât decizia care rezultă să fie decizia optimă. Întâlnim și alte decizii în literatura de specialitate, astfel că majoritatea specialiștilor consideră decizia ca o linie de acțiune care este aleasă în mod conștient de către conducerea întreprinderii, în scopul de a ajunge la un anumit rezultat. De asemenea, decizia este considerată de alți specialiști un act de creație. Un act de creație în care se împletește gândirea logică pe de o parte și factorii psihologici pe de altă parte. Ansamblul tuturor elementelor interdependente care determină elaborarea și fundamentarea deciziilor reprezintă sistemul decizional. Întâlnim sisteme decizionale la nivel de organizație, la nivel de firmă, întâlnim sisteme decizionale și la nivel macroeconomic și vom vorbi în continuare despre elementele, componente ale sistemului decizional, astfel că un prim element foarte important pe care îl are sistemul decizional este decidentul. Am fi tentați să credem că decidentul este de fapt o singură persoană, cel care ia decizia. Ei bine, nu, decidentul poate să fie o persoană, fie un grup de persoane, care sunt puși în situația de a lua decizii. Deci putem vorbi de decizii, până la urmă, individuale sau unipersonale și decizii colective sau de grup. Un alt element, component al sistemului decizional, la fel de important, este obiectivul. Întotdeauna când se adoptă o decizie, se urmărește atingerea obiectivelor firmei. Ei bine, obiectivele, prin urmare, sunt și ele componente ale sistemului decizional. Apare mulțimea alternativelor și dacă vă aduceți aminte, la un moment dat noi am mai discutat despre decizie și am spus că, de fapt, pentru a adopta o decizie, mai întâi trebuie să existe niște alternative din care să alegem alternativa optimă. Ei bine, aceste alternative sunt, de fapt, niște variante posibile de acțiune pentru a ne atinge obiectivele și ele reprezintă, de asemenea, element al sistemului decizional. Mulțimea criteriilor decizionale reprezintă de asemenea un element al sistemului decizional. Când spunem criterii decizionale, ne referim de fapt la punctele de vedere ale decidentului și prin urmare putem întâlni o serie de criterii decizionale care stau la baza adoptării deciziilor. Mediul ambient. Noi am vorbit acum două săptămâni despre mediul ambient și spuneam cât este el de important pentru firmă și spuneam ce înțelegem prin acest mediu ambient. Pentru că mediul ambient influențează, într-un mod covârșitor, am putea spune, decizia,
Mediul ambient este considerat de specialiști un element al sistemului decizional. Consecințele variantelor sunt acele rezultate ale tuturor variantelor propuse, ale tuturor variantelor care stau la baza adoptării deciziilor. Fiecare astfel de variantă are o anumită consecință și mulțimea acestor consecințe ale variantelor sunt de asemenea element al sistemului decizional. Și în ultimul rând, utilitatea fiecărei consecințe a diferitelor variante. Fiecare consecință are o anumită utilitate pentru decident. Această utilitate face parte la rândul ei din sistemul decizional. Am vorbit despre criterii decizionale, am vorbit despre variante. Ei bine, la un moment dat se întâlnesc aceste criterii cu variantele și la intersecția lor se întâlnesc consecințele alternative. Utilitatea acestor consecințe are valori între 0 și 1. Ce reprezintă această utilitate? Reprezintă, de fapt, folosul pe care îl așteaptă decidentul în urma faptului că una dintre consecințe se realizează. Vom vedea mai târziu, când vom vorbi despre metodele de adoptare a deciziilor, că aceste utilități reprezintă un element de bază al metodelor respective. Vom învăța să le și calculăm și vom vedea cum ne sunt ele utile în adoptarea deciziilor. De asemenea, putem să definim decizia ca un act rațional de alegere a unei linii de acțiune. Deci, până la urmă, decizia nu se ia la întâmplare, nu se ia după ureche, cum spunem noi, ci se ia ca și este considerată un act rațional de alegere, prin care, cum spuneam mai înainte, urmărim realizarea obiectivelor, dar nu oricum, ci ținând cont, bineînțeles, de resursele disponibile și de condițiile concrete. Pentru a elabora și a fundamenta decizii, trebuie să parcurgem câteva etape. Să vedem în continuare care sunt aceste etape pe care ar trebui să le parcurgem în momentul în care suntem puși în situația de a adopta o decizie. Într-o primă etapă, trebuie să identificăm și să definim problemele, adică trebuie să identificăm necesitatea luării deciziei. Nu orice problemă necesită luarea unei decizii și atunci noi trebuie să avem capacitatea de a identifica acele probleme și să le definim, probleme care necesită adoptarea unei decizii. După care, trecem și ne stabilim criteriile decizionale, ne stabilim obiectivele, da? Pentru că spuneam că întotdeauna deciziile se elaborează, se fundamentează în scopul de a ne atinge obiectivele. Trecem apoi și stabilim variantele decizionale posibile, adică elaborăm acele variante de decizie care ar putea fi luate în considerare. Din aceste variante alegem varianta optimă și când spunem optimă ne gândim că implică mai puține resurse și mai multă eficiență și aplicarea variantei optime este ultima etapă. Deci iată că în procesul de elaborare a deciziilor nu trebuie să ne oprim după ce am ales varianta optimă. Nu înseamnă că am adoptat decizia. Adoptarea presupune și aplicarea acestei decizii, acestei variante optime. Deci până aici trebuie să reținem că ce este decizia, că este de fapt un act rațional de gândire, că este un act de creație în care se împletește gândirea logică cu factorii psihologici, este de asemenea un act rațional de gândire care duce la alegerea unei linii de acțiune, da? Și trebuie să reținem că toate deciziile formează un sistem decizional, sistem decizional care are o serie de componente pe care noi le-am văzut mai înainte. Numai puțin importante și la fel trebuie să punem accent și pe etapele de elaborare și fundamentare a deciziilor, pentru că în situația în care în practica noastră ca viitor manageri vom fi impuși în situația de a adopta o decizie, să știm care sunt etapele și ce trebuie să facem pentru a adopta deciziile. Aceste decizii despre care am vorbit și despre care vom vorbi în continuare trebuie să răspundă în mod obligatoriu unor cerințe. De ce? Pentru că doar așa pot să ducă la atingerea obiectivelor stabilite. Și avem câteva astfel de cerințe, mai concret 6 astfel de cerințe pe care trebuie să le îndeplinească decizia. Și începem cu fundamentarea științifică a deciziei.
Asta face, de fapt, această cerință face diferența între managementul tradițional și managementul științific. Nu putem vorbi în zilele noastre de decizie fără să vorbim de fundamentarea ei științifică. Deci ar trebui să fie fundamentată științific această decizie, trebuie să aibă la bază anumite metode științifice de adoptare a deciziei și ca și caracteristici ale acestei cerințe am avea faptul că se recurge la metode adecvate de fundamentare, exact cum spuneam, metode științifice, și valorificarea experienței practice a decidenților și, în mod obligatoriu, dacă vorbim de fundamentare științifică, trebuie să înlăturăm improvizațiile și subiectivismul în luarea deciziilor. Deci, într-o decizie care trebuie să fie fundamentată științific, așa cum avem pretenția că sunt decizii zile în zilele noastre, nu are ce căuta improvizația și, de asemenea, nu are ce căuta subiectivismul. Adoptarea deciziilor ar fi o altă cerință pentru deciziile noastre. Ea nu se face de către oricine, această adoptare a deciziilor. În mod obligatoriu trebuie să fie făcută de acele organe sau de acele persoane care au dreptul legal de a face acest lucru și care au împuternicirea necesară de a face acest lucru. De asemenea, în procesul de adoptare a deciziilor, trebuie să ne asigurăm că executanții își însușesc aceste decizii și îndeplinesc corespunzător, aplică corespunzător decizia respectivă. Coordonarea deciziilor este iarăși o cerință foarte importantă pe care trebuie să o respecte deciziile, în sensul că deciziile dintr-o întreprindere, privind diferite domenii ale acesteia, trebuie să fie compatibile între ele. Adică ele nu trebuie să fie izolate, nu trebuie să fie pur și simplu singure, să zic așa, ci trebuie să fie, să se afle într-o permanentă corelație cu toate deciziile care se ia la nivelul întreprinderii. O coordonare bună a deciziilor duce în mod obligatoriu la realizarea obiectivului întreprinderii. O altă cerință ar fi luarea în timp util a deciziilor sau oportunitatea deciziilor. Timpul în care se adoptă o decizie este foarte important. Adică, nu este de preferat să luăm o decizie foarte bună mai târziu sau cu întârziere, decât să luăm o decizie mai puțin bună, dar la momentul potrivit. Altfel spus, managerii trebuie să se gândească că decât să lipsească decizia cu desăvârșire la momentul potrivit sau decât să fie o decizie foarte bună cu întârziere, mai bine ar fi să adopte o decizie mai puțin bună, da? Dar să fie adoptată la momentul potrivit, adică să fie oportună. Deci luarea deciziilor la timp, în timp util, este foarte importantă. Eficiența deciziei, noi am mai vorbit despre eficiență, știm ce înseamnă conceptul de eficiență, ei bine, și decizia trebuie să fie eficientă, adică trebuie să se obțină prin această decizie un efect sporit cu un efort, de ce nu, cât mai redus. Și o ultimă cerință, decizia să fie completă, adică să cuprindă toate elementele necesare pentru o înțelegere corectă și pentru a fi aplicată corespunzător. Iar pentru acest lucru, atunci când formulăm decizia, trebuie să specificăm în mod obligatoriu câteva elemente. Adică trebuie să specificăm foarte clar obiectivul care se urmărește prin decizia respectivă, trebuie să vedem care este și să precizăm foarte corect modalitatea de acțiune, cine este responsabil cu aplicarea deciziei, care sunt termenele de aplicare a deciziei și de executare, dar și care sunt subdiviziunile organizatorice implicate. Deci iată că sunt câteva elemente pe care trebuie să le cuprindem în mod obligatoriu atunci când formulăm decizia, dacă ne dorim ca ea să fie corect înțeleasă și corect aplicată. De ce nu? În unele situații, pentru a îmbunătăți înțelegerea deciziei, se poate preciza sau se pot preciza și fondurile care sunt necesare pentru a se duce la îndeplinire decizia respectivă. Deci, iată câteva cerințe pe care deciziile trebuie să le îndeplinească în momentul în care ne dorim să aplicăm o decizie, în momentul în care adoptăm o decizie, da? Deci aceste cerințe trebuie să fie în mod obligatoriu îndeplinite. Pe parcursul
timpului, încă de la apariția managementului și până în prezent, au apărut și în literatura de specialitate, dar și în practică, mai multe tipuri de decizii. Pe de altă parte, tipologia destul de vastă a deciziilor este dată și de complexitatea fenomenelor care sunt supuse adoptării deciziilor. Prin urmare, vom prezenta astfel, vă voi prezenta de fapt, câteva criterii în funcție de care clasificăm deciziile și un prim criteriu care ne permite să facem o clasificare mare, aș putea spune, o clasificare foarte importantă a deciziilor, ar fi gradul de cunoaștere a mediului ambient, pentru că, dată fiind sau cunoscută fiind importanța influenței mediului ambient asupra firmei, și natura variabilelor care influențează rezultatele potențiale. În funcție de acest criteriu, putem vorbi de decizii în condiții de certitudine, decizii în condiții de risc și decizii în condiții de incertitudine. Deci sunt cele trei mari categorii de decizii pe care le întâlnim și în practica de zi cu zi. Deciziile în condiții de certitudine. Ce înseamnă aceste decizii? Înseamnă că sunt acele decizii care se adoptă când se cunosc cu exactitate condițiile de adoptare a deciziei. Adică nu ne este nimic neclar, nu ne surprinde nimic, nu este nimic neașteptat, condițiile se cunosc, deci luăm practic decizia în cunoștință de cauză. Fiecare acțiune pentru astfel de decizii conduce în mod obligatoriu la un rezultat determinat. Elementele care sunt implicate în luarea unor astfel de decizii sunt, de fapt, niște elemente de tipul variabilelor controlate, adică putem să le controlăm, cu caracteristici și cu evoluții cunoscute. Exact cum spuneam, nu ne este nimic cunoscut, totul se cunoaște dinainte. Se întâlnesc astfel de decizii în mod frecvent la nivelul conducerii medii și la nivelul execuției. Nu se întâlnesc foarte frecvent, putem spune că se întâlnesc chiar foarte rar la nivelul conducerii de top. Deci ele se întâlnesc, de fapt, când hotărârile se iau pe termen relativ scurt. Deciziile în condiții de risc presupun, de fapt, niște, exact cum le spune și numele, presupun existența anumitor riscuri. Adică nu toate variabilele sunt perfect controlabile, nu toate evoluțiile ne sunt foarte cunoscute, există anumite riscuri pe care trebuie să ni le asumăm și pe care le cunoaștem și totuși trebuie să adoptăm decizii cu aceste riscuri. Din punct de vedere matematic, să spunem așa, existența mai multor stări de condiții obiective, da, asta presupun deciziile de risc, cu probabilități diferite. Și atunci putem vorbi despre o probabilitate de sinteză, da, pe mare, a castări de condiții și rezultă din relația pe care o vedeți acolo. Deci această probabilitate de sinteză este de fapt suma probabilităților respective și trebuie să fie întotdeauna egală cu 1. În ceea ce privește adoptarea unor astfel de decizii, ea se face prin metode matematice. Deci are la bază metode matematice pe bază de evaluări medii, iar consecințele se calculează pentru fiecare din acțiunile parțiale. Foarte important în adoptarea unor astfel de decizii, am putea spune chiar esențial, este gradul de precizie cu care aproximăm probabilitatea de apariție a unui fenomen. Cu cât această precizie este mai mare, cu atât riscurile sunt mai reduse și putem adopta deciziile cu riscuri mai reduse. Deci iată un element foarte important, chiar esențial, în adoptarea deciziilor în condiții de risc, gradul de precizie în aproximarea probabilității de apariție a unui fenomen și aveți acolo și relația matematică pe care o putem utiliza. Și cea de-a treia categorie, deciziile de incertitudine, sunt sau deciziile în condiții de incertitudine, sunt acele decizii care se iau în condiții total necunoscute, variabilele sunt total incontrolabile, evoluțiile ne sunt total necunoscute, condițiile la fel, deci practic nu se cunoaște absolut nimic și trebuie totuși să luăm aceste decizii. Efectul acestor decizii depinde în întregime de acțiunea unor factori pe care nu-i putem estima,
și care au chiar un grad redus de probabilitate. Se folosesc reguli specifice pentru fundamentare, reguli specifice jocurilor strategice. Sunt decizii care se întâlnesc cel mai adesea la nivelul managementului de top și nu le întâlnim și managementului de la nivel mediu și nu le întâlnim deloc la nivelul execuției. Ele de asemenea se adoptă de regulă pe termen lung. Un alt criteriu în funcție de care putem clasifica deciziile ar fi orizontul de timp pentru care se adoptă. Putem avea din acest punct de vedere decizii tactice și decizii strategice. Deciziile din această categorie, indiferent că sunt tactice sau că sunt strategice, în funcție de cât de bine se cunosc probabilitățile, rezultate așteptate, pot să fie elaborate în condiții de certitudine, în condiții de risc, respectiv în condiții de incertitudine. La ce se referă deciziile tactice și când le putem adopta și pentru ce timp? Ele se referă la situații concrete, au un grad redus de complexitate, ponderea lor este destul de crescută, în special în condițiile de certitudine și de risc. Ele se întâlnesc cel mai frecvent la nivel de execuție, sunt deciziile oarecum curente, sunt de competența conducătorilor executivi. Dacă există totuși decizii tactice mai importante, ele se elaborează în colective restrânse, iar cele individuale reprezintă, de fapt, mecanismul esențial de punere în acțiune a conducerii operative. Aceste decizii sunt decizii care se iau pe termen relativ scurt, da? Și le întâlnim, așa cum spuneam mai înainte, în special la nivelul conducătorilor executivi. Deciziile strategice sunt deciziile care de regulă se iau pe timp mediu și lung. Le spune și denumirea de altfel strategice și noi am vorbit, când am vorbit despre funcția de planificare și chiar și în cu alte ocazii, am vorbit despre strategie și am spus că strategia se elaborează pe un termen relativ lung. Și atunci și deciziile strategice sunt decizii care se adoptă pe un timp relativ lung. Ele se referă cu precădere aceste decizii la probleme noi, la probleme foarte complexe, pentru a căror rezolvare sunt necesare soluții originale. De cele mai multe ori se iau în condiții de risc și de incertitudine, spre deosebire de cele tactice, iar scopul care se urmărește prin aceste decizii este de a prefigura în timp relația care există între resurse, satisfacerea nevoilor și satisfacerea nevoilor generale ale grupului de acționari și ale societății. Importanța deciziilor, unor astfel de decizii, crește pe măsură ce urcăm pe scara ierarhică. Ne aducem aminte că am făcut piramida ierarhică, deci ne imaginăm această piramidă și pe măsură ce urcăm spre vârful piramidei, întâlnim deciziile strategice. Un alt criteriu, în funcție de care putem să clasificăm deciziile, îl reprezintă numărul persoanelor care participă la adoptarea deciziei. Deși, exact cum spuneam mai înainte, am fi tentat să credem că decizia se adoptă de către o singură persoană, că decidentul, de fapt, este o singură persoană, ei bine, nu. În special, odată cu apariția managementului participativ, deciziile se adoptă din ce în ce mai mult în grup sau în colectiv. Putem avea, din acest punct de vedere, decizii individuale sau unipersonale și decizii de grup sau colective. Dacă ne referim la deciziile individuale, ele sunt adoptate de către o singură persoană, deci decidentul este o singură persoană. De regulă e vorba de deciziile curente, deciziile de zi cu zi, care se adoptă. Utilizarea lor pe scară largă și la nivelul managementului de top este mai restrânsă pentru că prezintă destule dezavantaje. Ele sunt foarte necesare, de altfel nu putem să conducem organizația dacă nu există și aceste decizii individuale, dar nu trebuie să facem abuz de ele pentru că am putea avea consecințe nefavorabile. Deciziile de grup sunt deciziile care se iau în grup sau în colectiv, adică există organe colegiale de conducere, organisme de conducere, cum ar fi, de exemplu, la nivelul unei societăți pe acțiuni, am avea adunarea generală a acționarilor, care este decidentul colectiv. Și ele sunt de preferat, mai ales pentru decizii de tip strategic,
pentru că prezintă o serie de avantaje care le fac preferabile deciziilor individuale. De asemenea, putem să clasificăm deciziile și în funcție de periodicitatea elaborării și putem să întâlnim decizii unice și decizii de rutină. Deciziile unice, adică sunt cele care nu se repetă, care se iau o singură dată, iar deciziile de rutină sunt cele care se ia zi cu zi, cele care se repetă și sunt necesare în perioade destul de scurte de timp. Putem să avem ca și criteriu și numărul criteriilor decizionale. Putem să adoptăm o decizie având la bază un criteriu decizional sau putem să adoptăm o decizie având la bază mai multe criterii decizionale. Și atunci putem întâlni deciziile unicriteriale, care au la bază, cum spuneam, un singur criteriu decizional, și deciziile multicriteriale, care au la bază mai multe criterii decizionale. De asemenea, deciziile le mai putem clasifica și după sfera de cuprindere și obiectivul managerial. Și atunci vorbim despre deciziile globale, deciziile parțiale și deciziile locale. Exact cum spune și denumirea criteriului, e vorba de sfera de cuprindere, deci deciziile globale care se iau la nivel global, cele parțiale și cele locale. Și un ultim criteriu ar fi posibilitatea anticipării, adică cât de mult putem să anticipăm o anumită decizie. Și avem deciziile anticipate, cu un grad foarte mare de anticipare, deciziile imprevizibile, care nu ne permit o anticipare foarte mare, și deciziile prospective. Prospective, adică pentru viitor, care se bazează pe previziune, pe prospecții. Deci, iată, am prezentat, să știți, aici doar o parte din criterii. Dacă vă uitați în literatura de specialitate, o să întâlniți și alte criterii de clasificare a deciziilor. Eu le-am ales pe cele care am considerat că vă folosesc cel mai bine și pe cele pe care eu consider că le puteți întâlni și în practica economică. Și pentru că spuneam mai înainte că vom vorbi despre utilități în cadrul unor metode și tehnici de a rezolva problemele decizionale, de a adopta deciziile, iată că trecem în continuare și abordăm trei metode de adoptare a deciziilor, trei categorii, mai bine zis, nu sunt trei metode, sunt trei categorii de metode. Și vorbim în primul rând de metodele tradiționale. Metodele tradiționale, dacă vă dați seama, în corelație cu ceea ce spuneam noi acum câteva săptămâni despre managementul tradițional, cum a apărut el, cum s-a dezvoltat, ei bine, și metodele tradiționale merg pe tot ceea ce înseamnă tradițional în adoptarea deciziei. Adică, de regulă, aceste metode se folosesc de către decidenții unipersonali, adică de un singur decident. Ele se bazează pe tot ceea ce înseamnă procedee și decidenți individuali. Ca și element predominant în fundamentarea deciziilor, apare calitatea și personalitatea decidentului, deci faptul că ele se adoptă de către un individ, de către o persoană. Foarte mare impact asupra adoptării și fundamentării deciziei are calitatea persoanei respective și personalitatea persoanei respective. Conținutul științific este mai scăzut la o astfel de decizie și este în foarte strânsă legătură cu calitățile personale ale decidentului, dar care trebuie să fie însoțite de o foarte bună documentare și informare. De regulă le folosim metodele astea la nivel de execuție. Le putem folosi totuși și la nivelurile de top ale managementului, deci la nivelurile superioare. Și în situația în care le folosim acolo se constituie ca o primă etapă de abordare și familiarizare cu problema decizională. A doua categorie de metode sunt metodele comparative. Aici vorbim despre acele metode pe care le utilizăm pentru a fundamenta decizii pe baza principiului continuității fenomenelor. Cum se aplică ele? Se aplică sub formă de confruntare a unor elemente sau indicatori rezultate din comparații. De exemplu, luăm niște indicatori dintr-o perioadă trecută, da, cu anumite elemente prestabilite, și
le comparăm cu indicatorii respectivi pe care i-am cumprins în planuri, în programe, în previziuni și așa mai departe. Și putem spune că am aplicat o metodă comparativă. Area lor de răspândire este destul de largă, mai ales la nivelul deciziilor tactice, adică deciziile pe termen scurt. Și metodele de optimizare, cea de-a treia categorie, sunt cele care au la bază instrumente matematice. Se urmărește prin aceste metode să se utilizeze acele căi, acele mijloace care să ne permită să obținem optimul economic, pentru că se folosește matematica în fundamentarea deciziilor manageriale, procesul decizional trece în sfera modelării matematice. Prin urmare, această modelare matematică este de fapt un instrument științific de cunoaștere și de transformare, da? Și putem spune că sunt niște metode științifice, metodele de optimizare, sau mai bine zis, cu un grad științific foarte ridicat. Și pentru că spuneam că cea mai mare clasificare, și aș putea spune eu foarte importantă, poate nu chiar cea mai importantă, dar foarte importantă este acea clasificare a deciziilor în decizii în condiții de incertitudine, de risc și de incertitudine, vom încerca să abordăm aceste trei categorii de decizii și să intrăm un pic în detaliu în ce privește studiul lor, mai ales în ceea ce privește metodele pe care le folosim în adoptarea deciziilor respective. Și vom vorbi astăzi despre fundamentarea deciziilor manageriale în condiții de certitudine și în măsura în care timpul ne permite, vom aborda și câteva metode concrete de adoptare a unor astfel de decizii. Se consideră în zilele noastre că una dintre cele mai complexe și mai actuale probleme ale practicii economice o reprezintă programarea operativă a producției. Această programare reprezintă, de fapt, și un element esențial pentru conducere și organizare. Pentru fundamentarea deciziilor manageriale în condiții de certitudine, folosim modelele matematice ale programării liniare. Ele se folosesc cu succes pentru a optimiza programele de producție anuale sau programele trimestriale, care sunt de altfel atât de utile în procesul de luare a deciziilor. În ceea ce privește criteriile de optimizare într-o astfel de situație, se stabilesc ținând cont de interesele organizației, adică trebuie să ținem cont de maximizarea valorii producției marfă, de maximizarea profitului, de minimizarea cheltuielilor și așa mai departe. În ceea ce privește problemele de programare liniară, ele se reduc strict la a maximiza sau a minimiza o anumită funcție matematică numită funcție obiectiv. Și avem acolo expresia generală a funcției obiectiv, da? Fie maximizare, fie minimizare. Dacă avem cunoscute cantitatea de produse care se poate executa și prețul unitar al produsului, atunci putem merge pe maximizarea valorii producției, maximizarea funcției, sau dacă cunoaștem costul pe unitatea de produs, mergem pe minimizarea funcției, adică minimizarea cheltuielilor. Pentru că se cunosc toate datele problemei, putem vorbi despre o problemă de programare care se desfășoară în condiții de certitudine. Pentru că spuneam că atunci când cunoaștem toate condițiile, vorbim despre decizii în condiții de certitudine. În ceea ce privește adoptarea unor astfel de decizii, ea se poate face fie de către un singur decident, fie de către un colectiv decizional, așa cum am spus și mai înainte. Și luăm fiecare situație în parte. Situația când avem un decident individual, situația când avem un decident colectiv. În situația în care vorbim despre un decident individual, putem vorbi de trei metode de adoptare a unor astfel de decizii. E vorba de metoda utilității globale, metoda Electre și metoda Onicescu. Sunt trei metode pe care vreau să vi le prezint la cursul de management. Probabil că nu vom reuși astăzi să le parcurgem pe toate, dar în săptămânile care urmează o vom face cu siguranță. Și începem cu prima metodă, metoda utilității globale. Pentru a aplica această metodă, ni se dă o matrice a utilităților, da? În care regăsim, de fapt, forma generală a consecințelor unei decizii optimizate după mai multe criterii. Dacă observați,
În partea de sus, adică pe coloană, avem criteriile decizionale de la C1 până la CN, iar pe linie avem variantele decizionale de la V1 până la VM. Pe ultima linie, de asemenea, avem niște coeficienți de importanță și o să spunem despre fiecare în parte, să vedem ce rol au și acești coeficienți de importanță în metoda noastră. N-am spus, am omis să vă spun, că în interiorul tabelului, dacă observați acest U1 până la U1N, da? Și până la UMN, reprezintă, de fapt, utilitățile variantelor decizionale în funcție de un anumit criteriu. Problema este, sau problema care se pune la această metodă, este tocmai să determinăm aceste utilități. Se folosește pentru asta relația pe care o vedeți acolo, da? Adică utilitatea variantei I după criteriul J se determină ca raport între diferența dintre consecința economică a variantei I după criteriul J și consecința cea mai nefavorabilă din punct de vedere economic după criteriul J, deja portăm această diferență la diferența dintre consecința cea mai favorabilă din punct de vedere economic după criteriul J și consecința cea mai nefavorabilă din punct de vedere economic după criteriul J. Aceste utilități trebuie să aibă valori între 0 și 1. Putem calcula de asemenea pe baza acestor elemente și utilitatea globală a variantelor. În ceea ce privește coeficienții de importanță, pe care ați văzut că îi regăsim în matricea utilităților la final, pe ultima linie, pentru a aplica în practică metoda respectivă, avem două situații. Când acești coeficienți de importanță sunt identici, da? Și atunci varianta optimă o stabilim cu ajutorul acestei relații, deci varianta optimă este de fapt maximul sumei utilităților. Și când valoarea coeficienților de importanță este diferită, adică ei diferă unul față de altul, și atunci varianta optimă este cea pentru care suma produselor dintre utilități și coeficienții de importanță este maximă. Deci aici am produsele dintre coeficienți și utilități, suma lor, maximul acestei sume a produselor este varianta optimă. Specialiștii în ceea ce privește această metodă spun că prezintă unele linii generate de aprecierea subiectivă a utilității variantelor și a coeficienților de importanță. Ea are anumite limite adevărat, dar facilitează alegerea variantei optime, da? Constituie un suport logic pentru procesul subiectiv psihologic al anticipării avantajelor diverselor linii de acțiune posibile. Și pentru a vedea cum aplicăm exact această metodă, m-am gândit să vă dau și un exemplu și o să luăm un exemplu concret cu date concrete. Considerăm o societate care își planifică realizarea unei investiții în realizarea unei afaceri în comercializarea produselor petroliere. Există 4 variante de realizare a investiției cu indicatori ce au valori diferite. Avem aici matricea consecințelor economice ale variantelor, da? Pentru cele 4 variante investiționale, variantele investiționale, mai bine zis, criteriile investiționale mai întâi sunt valoarea investiției, durata de recuperare, profitul scontat și calitatea produsului. Sunt cele 4 criterii decizionale și avem cele 4 variante V1, V2, V3 și V4. Este o situație în care coeficienții de importanță nu sunt identici, adică criteriile folosite pentru optimizarea deciziilor au importanță diferită, stabilită de către decident, astfel că dacă ne uităm la valorile acestor coeficienți de importanță, cel mai mare se înregistrează la profitul scontat, este de 0,3, dacă ne uităm acolo, da? Deci criteriul cel mai important ar fi profitul scontat, după care urmează calitatea produsului sau chiar la același nivel, și apoi abia valoarea investiției și durata de recuperare. Deci avem de fapt aici valorile celor 4 coeficienți de importanță. Și acum să construim matricea utilităților primare și pentru asta este nevoie să calculăm utilitățile după relația pe care am văzut-o mai înainte, cea de aici, da? Ținând cont de consecințele fiecărei variante în funcție de fiecare criteriu
decizional, pentru a putea aplica această formulă, pentru fiecare criteriu în parte, trebuie mai întâi să stabilim care este varianta decizională cea mai bună și varianta decizională cu criteriul cel mai nefavorabil. Și cea mai favorabilă pentru criteriul 1 este cea care are, având în vedere că criteriul 1, dacă ne uităm, este valoarea investiției, da? Cea mai mică valoare a investiției se înregistrează pentru prima variantă, da? Este de 4,5. Și cea mai mare valoare a investiției se înregistrează pentru cea de-a doua variantă și este 5,2. Astfel ne-am stabilit, de fapt, varianta cea mai favorabilă și cea mai nefavorabilă, acel A0J și A1J. Da? Aplicăm relația, scădem din consecințele respective corespunzătoare fiecărui criteriu, scădem varianta cea mai nefavorabilă, apoi din cea mai favorabilă scădem pe cea mai nefavorabilă și obținem, iată, o utilitate egală cu 0,29 aferentă variantei 3, da? Și criteriului 1. La fel, vom lua pentru varianta 4 și criteriul 1 și vom aplica aceeași relație de calcul și obținem valoarea 0,57. În mod asemănător, procedăm pentru toate celelalte 3 criterii și vom obține toate utilitățile de care avem nevoie. De exemplu, dacă ne ducem la criteriul C2, criteriul C2 este durata de recuperare. Trebuie să stabilim și aici care este consecința cea mai favorabilă și cea mai nefavorabilă. Cea mai favorabilă ar fi durata de recuperare cea mai mică și observăm că avem 3, da? Varianta V1, V3 și V4, iar cea mai nefavorabilă varianta V2. Și la fel și la celelalte două criterii. Ce facem mai departe? Odată calculate toate utilitățile, calculăm utilitățile globale, adică pentru fiecare variantă în parte trebuie să corespundă o utilitate globală. Adunăm utilitățile corespunzătoare fiecărei variante în parte, da? Pe care noi le-am calculat cu relația anterioară și obținem aceste utilități. 2,25, 0,75, 2,04, 3,57. Varianta optimă, da? Este varianta potrivit căreia avem cea mai mare valoare a utilității. Adică 3,57, prin urmare, varianta optimă este V4. Această situație este, am făcut-o și pe asta, deși problema ne spune că avem coeficienți de importanță diferiți, când coeficienții de importanță sunt egali. Da? Când coeficienții de importanță sunt diferiți, trebuie să mulțim acești coeficienți de importanță cu fiecare utilitate în parte și obținem utilitățile globale. La fel, varianta optimă va fi cea pentru care utilitatea este cea mai mare și, dacă observați, este V4 0,914. În ordine după aceea, varianta imediat următoare este V1, pentru că are o utilitate de 0,525, apoi varianta V3 cu utilitatea de 0,483 și varianta V2 cu utilitatea de 0,225. Bun. Deci cam în asta constă această metodă a utilității globale. Practic trebuie să calculăm niște utilități globale și să maximizăm sau să minimizăm în funcție de criteriu funcția obiectiv. Trecem la o altă metodă, este vorba de metoda Electre. În această metodă, varianta optimă este cea care predomină în fața celorlalte variante. Avem câteva etape pe care trebuie să le parcurgem. La fel, are la bază calculul utilităților. Calculăm mai întâi utilitatea variantelor pentru fiecare criteriu de optimizare a deciziei și atribuim coeficienți de importanță corespunzător. Deci iată că în această metodă nu ne sunt noțiuni total necunoscute. Adică deja am vorbit în metoda utilității globale de utilități și am vorbit și de coeficienții de importanță. Deci în prima etapă trebuie să calculăm aceste utilități pentru fiecare criteriu de optimizare și să atribuim coeficienți de importanță corespunzător. La fel ca și în cazul metodei utilității globale, facem calculul utilităților și atribuim coeficienți de importanță pentru criteriile folosite. În a doua etapă se calculează coeficienți de concordanță și discordanță ai variantelor decizionale. Avem o relație de calcul acolo, pentru coeficienții de concordanță, observați aici, da?
este în funcție de coeficienții de importanță care se acordă criteriilor, acest KJ, da? Și calculăm utilitățile, calculăm, iar acest C reprezintă de fapt tocmai concordanța între o variantă G și o variantă H. Să vedem în ce măsură sunt ele concordante sau nu. Acești coeficienți de concordanță au și ei niște valori care trebuie să fie cuprinse între 0 și 1. Ei ne arată cu cât o anumită variantă V, indice G, depășește o altă variantă V, indice H. Am spus că și coeficienții de discordanță luăm în calcul, ei bine, se calculează și astfel de coeficienți, se notează cu D mic, da, și ne arată discordanța dintre varianta G și varianta H. Și observați relația de calcul acolo, unde E, de fapt, reprezintă ecartul maxim între valorile unităților. Restul ne sunt cunoscute, e vorba de utilități pentru fiecare variantă, după fiecare criteriu, da? E ne era necunoscut, el reprezintă ecartul maxim între valorile unităților. Și coeficienții de discordanță trebuie să aibă valori între 0 și 1 și ne arată cu cât o variantă H depășește o variantă G. Și în cea de-a treia etapă, alegem varianta optimă cu ajutorul matricei de surclasare. Deci aici iarăși este o noutate pentru noi, că n-am vorbit până acum de matrice de surclasare. Deci construim această matrice de surclasare și cu ajutorul ei vom alege varianta optimă. Se construiește cu ajutorul matricei de surclasare, în această etapă, matricea de concordanță-discordanță, care este de forma pe care o vedeți aici, da? Observați variantele și pe linie și pe coloană, da? Și concordanță-discordanță, deci coeficient de concordanță, de discordanță pentru fiecare cuplu de variante. De asemenea, pentru a putea alege varianta optimă, trebuie să construim și matricea diferențelor. Cum construim această matrice? Despre ce diferențe este vorba? Este vorba de diferența dintre coeficienții de concordanță și cei de discordanță. Deci pentru fiecare cuplu de variabile, de exemplu V1, V2, calculăm aceste diferențe. La fel și aici, V1, VI, da? Calculăm această diferență și obținem pentru toate cuplurile de variante diferențele între coeficienții de concordanță și cei de discordanță. După ce construim această matrice, comparăm mărimile obținute. Pentru cea mai mare diferență atribuim valoarea 1, iar pentru cealaltă diferență dintre aceleași variante, îi atribuim valoarea 0. După ce am făcut matricea diferențelor, construim matricea de surclasare. Varianta optimă este cea care surclasează toate celelalte variante, de aia se și numește matrice de surclasare. Se consideră, sau cel puțin specialiștii consideră, că și această metodă are un grad ridicat de subiectivism în ceea ce privește aprecierea utilităților variantelor, dar cu toate astea ea se folosește în practica economică. Cum calculăm coeficienții de concordanță și discordanță? Îi calculăm pe baza utilităților pe care i-am calculat în exemplu anterior, adică mergem tot pe exemplul dinainte cu firma cu cele patru variante și patru criterii decizionale, da? Și având aceste date, mergem și calculăm coeficienții de concordanță și de discordanță pe baza utilităților deja calculate, da? Cu metoda anterioară. Și avem așa, coeficientul de concordanță dintre variantele V1 și V2, da? Mergând pe relația de mai sus, unde adunăm coeficienții de importanță și împărțim la suma tuturor coeficienților de la J la N și obținem un 0,7 coeficient de concordanță între V1 și V2. Între V1 și V3 obținem 0,5, V1 și V4 obținem 0,2. Deci ăștia sunt coeficienții de concordanță. Trecem și calculăm și coeficienții de discordanță după relația pe care am spus-o în funcție de ecart și de utilitățile respective.
Și avem un coeficient de discordanță între V1 și V2 de 0,25, între V1 și V3 de 0,75, între V1 și V4 un coeficient de discordanță egal cu 1. La fel calculăm și ceilalți coeficienți pentru celelalte criterii decizionale în mod asemănător. Rezultatele sunt cele pe care le vedeți aici. În partea stângă dumneavoastră sunt coeficienții de concordanță, în partea dreaptă sunt coeficienții de discordanță. Și construim matricea coeficienților concordanță-discordanță. Îi punem în matrice coeficienții respective, așa cum am văzut mai înainte. După care întocmim matricea diferențelor, pornind de la această matrice de concordanță-discordanță. Adică facem diferența între coeficienții de concordanță și discordanță pentru fiecare criteriu și fiecare variantă în parte și obținem această matrice a diferențelor pe baza acestor diferențe dintre coeficienți. Cum stabilim o varianta optimă? Pornind de la matricea de surclasare, pe care o vedeți aici, pe care întocmim prin compararea diferențelor, da? Și obținem această matrice de surclasare, comparăm diferențele între ele și obținem valorile pe care le vedeți acolo. Prin urmare, varianta optimă va fi varianta 4, da? Pentru că, observați, are valorile cele mai mari la diferențe, da? Și varianta optimă este varianta 4. De asemenea, în ceea ce privește diferențele globale, da? La fel, la varianta 4 avem cea mai mare diferență rezultată din suma acestor coeficienți de surclasare sau acestor diferențe între coeficienți. Deci iată că și cu ajutorul metodei ELECTRE, varianta investițională optimă este varianta V4. Și cea de-a treia metodă ar fi metoda Onicescu, dar nu o să trecem la ea astăzi pentru că timpul nu ne mai permite, o să vorbim data viitoare despre ea. Aș vrea să rețineți din ceea ce am discutat astăzi, să rețineți ceea ce facem așa un fel de scurtă recapitulare, să rețineți ceea ce înseamnă decizia, ce este o decizie. Este foarte important să știm și voi vă confruntați cu a lua decizii în viața curentă, în viața de zi cu zi, tot timpul luați decizii, numai că dacă ar fi să vă punem probabil să dați o definiție a deciziei, poate că n-ați reușit să dați așa o definiție foarte clară. Și atunci v-am prezentat câteva definiții de decizii și vreau să încercați să le rețineți. Apoi să reținem că există niște cerințe pentru decizii, există niște metode pentru adoptarea deciziilor, există niște tipuri de decizii și clasificate tipurile respective în funcție de anumite criterii și să reținem că pentru deciziile în condiții de certitudine și atunci când avem un decident individual, există trei metode de fundamentare și adoptare a deciziilor, metoda utilității globale, ELECTRE și Onicescu. Primele două deja le-am făcut, am văzut că se bazează pe utilități, trebuie să știm să calculăm utilitățile globale, da? Luăm în calcul niște coeficienți de importanță și am reușit să stabilim varianta optimă. Mulțumesc pentru astăzi, ne întâlnim data viitoare!